În jurul orei 7 și 15 minute, poliția municipiului Sepeș a fost sesizată cu privire la faptul că la o sală de sport aparținând unei societăți comerciale din municipiul Sepeș a izbucnit un incendiu. Din primele cercetări efectuate de către lucrătorii de poliție, s-a stabilit faptul că administratorul unei săli de sport, pe fondul unor probleme în familie, a introdus în soba cu care se încălzea mai multe bunuri care au luat foc. Datorită fumului degajat de la arderea acestor bunuri, cetățeanul a inhalat fumul și s-a simțit rău. A fost transportat la Spitalul Municipal Sepeș, apoi la Spitalul de Neuropsiatrie din Alba Iulia. Sunt șeful Poliției Municipiului Sepeș, comisar șef de poliție Rus Mihai.